Salutare urmăritori și bun revenit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi vreau să vă prezint o aplicație pentru mobil. Din câte știu, aplicația este disponibilă doar pentru iOS momentan, poate pe viitor va fi disponibilă și pentru iOS. Aplicația ne plătește în PayPal și bineînțeles în alte multe premii. Practic trebuie să participi la niște concursuri și dacă ești câștigătorul poți câștiga o sumă de bani. Destul de interesant, nu trebuie să investești bani. Înainte de toate, nu uita să apeși butonul de like și, bineînțeles, să te abonezi dacă nu ești abonat și haideți să vă prezint puțin aplicația. Bun, aplicația o găsim pe, practic, pe Play Store. O găsim cu numele Faxi Giveaways Cash App. Așa se numește aplicația. Are undeva la 17 ani de când este lansată această aplicație, ok? Are mult timp, are o notă de 5, destul de ok. O deschidem, îți faci un cont rapid, ok? Cam așa arată meniul. Așa, cam așa arată aici. Practic, ca să poți să câștigi, trebuie să participi. Dacă vrei acest, nu știu, $10 în PayPal, gift card, trebuie să dai submit, bineînțeles, trebuie să-ți câștigi punctele. Acela profil, unde aveam indicate punctele. Uite aici. Mai avem două puncte. Dacă dăm daily check, am mai câștigat un punct. Și tot așa, aici sunt multe moduri care îți permite să câștigi mai multe puncte. Bun. Să zicem că mă mai interesează, nu știu, Netflix. Ok? La fel și ăsta. Ne trebuie un punct. E în funcție cât vrei tu. Ok? Și am cumpărat. În total sunt 1858 de tichete care poți să le cumperi. Ok? $10. La fel și pe asta. Ideea cât ai mai multe, cu cât ai șanse mai mari să câștigi. Ok? Toate expiră pe 22. Deci atunci va expira acest concurs. Dar tu, practic, dacă vrei să-ți cumperi, poți să-ți cumperi. Deci ne zice foarte bine că am terminat punctele și dacă vrem altele să ne facem minze, trebuie să mergem în secțiunea asta. Și aici vedeți că avem free bonus, te uiți la un video, ofertele zilei, să zicem așa. Practic asta este un fel de reclamă care normal trebuie să încarce destul de rapid. Sau poate să dureze maxim până la un minut, după caz. Dar nu este complicat, dacă îți permite să participi la niște concursuri și dacă ești câștigător, practic lozul tău este câștigător, când se face extragere și dacă ești câștigător, ai câștigat bănuții. Nu mi se pare nașpa deloc, adică e o aplicație super ok. Nu-ți promite că faci marea cu sarea, dar îți dă posibilitatea să te gândești. Vedem că am câștigat alte două puncte. Văd că aici sunt multe chestii care le poți face zilnic, o să apară și alte moduri, o să se pune exemplu după ce se fac aceste extrageri. Acum hai să cumpărăm, să mai cumpăr încă unul. Și vedeți, am mult mai multe, adică cât cumperi mai multe, cât ai mai mari șanse să câștigi. Acum, aici ai și Uber, dar pe mine nu mă interesează, că în România nu prea este Uber. Sunt multe, ia să vedem. Trebuie să urmărim data, să-i 26. Aici au fost câștigătorii care au câștigat pe 17, fiind... Nu știu dacă am eu data corectă aici trecută. 17. Da, de fapt, da. Astăzi, sâmbătă. 10, 10, 10, 10, Amazon tot 10, 25, asta a fost pe 15, deci au fost câteva persoane care au câștigat. Și aici putem vedea cam câte persoane, câte puncte au băgat în total, să zicem așa. 1, 5, 1, 14, 1, 7. Bănuiesc că cine a băgat cel mai mult a... și practic... Și au luat, nu știu, 0,11%. Au fost mai multe persoane care au câștigat. Aproape 2%. Mă, nu este rău, adică mi se pare ok. E în funcție de câte puncte se acumulează și șansele tale de a câștiga. La fel, la profil nu aveți mare lucru, deci nu trebuie să faceți mare lucru. Dacă o să fiți câștigători, bineînțeles, o să vă ceară PayPal-ul, adresa de la PayPal, adresa de mail, să puteți să ridica premiul. Da, bineînțeles, sau să fiți contactați prin e-mail. Ideal ar fi să puneți o adresă de mail validă pentru a putea primi notificarea. Și aici văd că mai avem un punct care... O să mai luăm unul de asta. Ok?
Deci, relativ nu este complicat deloc. Și m-am dus tot în secțiunea asta. Activați mișcarea fitness. Aici trebuie să faci 10.000 de pași și îți dă 2 puncte. 10.000 de step. Destul de multe. Ok. Today așa, bla bla bla. Nu prea dă foarte multe. Trebuie să urci 5. Ok. Se deplasezi 10 km. 10, 2, ceva. Deci cam cât m-am deplasat eu. Deci au deja niște informații. Dacă să faci mișcare și chestii de astea, te recompensează. Bă, nu e rău ca aplicație. Mie mi se pare interesantă. Deci nu-ți promite că-ți dă mare acusare. Adică nu-ți promite, bă, câștigi un milion de... 100 de mii de dolari făcând o chestie banală. Aici e chestie, practic, participi și dacă ești câștigătorul, câștigi. Hai să vedem. Asta se va extrage mâine. Astăzi nu mai este nicio extragere. Mâine eu o să mai cumpăr, o să mă mai joc și o să mai cumpăr și alte puncte ca să am șansele mai mari să câștig. Dacă și vrei, puteți folosi aplicații pentru că este destul de simplu. Cam atâta, oameni buni. Ce să vă zic? Vă aștept și pe canalul secundar. Pe Marșoar Vlogger ne postăm clipuri despre mașini. Astăzi o să postăm mașini din România cu un buget de între 2000, între 1500 și 3000 de euro. Vreau să vedem ce putem găsi. Cam atât, aveți grijă de voi și spor la făcut bani. Și dacă știți o aplicație faină, scrieți-mi pe Instagram și cam atât. Pa, pa!